Săptămâna viitoare, slătineni iubitori de teatru și cultură sunt invitați la cea de-a 5-a ediție a Festivalului de Teatru Acasă la Eugen Ionescu. Anul acesta, slătinenii sunt așteptați la întâlnirea cu mari actori români, printre ei, unul dintre puținii români de succes la Hollywood, care a deschis de altfel Centrul Cultural Eugen Ionescu Slatina în urmă cu 6 ani de zile, Marcel Iureș. În acest an, primăria a hotărât să dea o altă dimensiune acestui festival și astfel va aduce ca invitați unele dintre cele mai mari personalități ale teatrului românesc. Personalități cu cunoaștere națională și internațională. Dintre aceste personalități aș putea să enumăr pe Bebe Cotimanis, George Mihăiță, Marcel Iureș, Horațiu Măleele. Astfel, am pregătit și o serie de manifestări culturale de diverse genuri. Teatru, lansări de carte, expoziții de artă plastică și artă fotografică, pelerinaje cu elevi și invitați la locurile legate de numele lui Eugen Ionescu, cum ar fi Parcul Eugen Ionescu, cu statuia marelui dramaturg, locul în care se presupune că s-ar fi aflat casa în care s-a născut dramaturgul și unde este amplasată o placă comemorativă. Școala Eugen Ionescu, bustul lui Eugen Ionescu, aflat în fața școlii care îi poartă numele, cartierul de locuințe Eugen Ionescu. Timp de o săptămână, Slatina va fi capitala teatrului și nu numai. Debutând cu data de 22 noiembrie, publicul iubitor de teatru poate participa începând cu ora 18 la piesa de teatru Doare Carnavalului. Regia Toma Ienache, distribuție Bebe Cotimanis, Eugen Cristea, Victoria Cociaș, George Constantinescu, Sebastian Bălășoiu, Andreea Doina, Valeriu Ciurea și Toni Dincă. Miercuri pe 23, începând cu ora 9, la Centrul Cultural Eugen Ionescu, se desfășoară concursul de teatru pentru licee, Dialogul Absurzilor. Președinte de juriu va fi regizorul Toma Ienache. Este un concurs pe care îl organizăm în fiecare an, în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Olt. Tot miercuri pe 23 noiembrie, la ora 12, în foaierul Centrului Cultural Eugen Ionescu are loc vernisajul expoziție de grafică Portrete recunoscute, autor Geo Truică din București. Duminică 27 noiembrie, la ora 16, în foaierul Centrului Cultural, va fi vernisată o expoziție de caricatură semnată Horațiu Măleele, după care la ora 16:30 vor avea loc 4 lansări de carte. Vor lansa scriitoarea și jurnalista Ioana Mandache din București, o carte care se intitulează Povești de dragoste ale vedetelor. Tot din București vine și generalul Alexandru Grumaz cu cartea Al treilea război mondial, din Slatina, subsemnatul Nebunile dragostei, și scriitorul Aurel Furtună cu cartea Univers spirit și lumi paralele. Când spui Slatina, spui Eugen Ionescu, unde a văzut lumina zilei pe 26 noiembrie 1909, cel ce urma să devină părintele teatrului absurdului. La aniversarea a 107 ani de la nașterea sa, orașul natal îi dedică 6 zile de teatru de excepție. Pentru acest festival, primăria a alocat un buget de 60.000 de lei.